Lui Pasteur, chimist francez, spunea că medicul uman salvează omul, iar medicul veterinar salvează omenirea. Suntem înainte de Paște și, într-adevăr, această perioadă este una dintre cele mai aglomerate din activitatea medicului veterinar, ținta principală fiind asigurarea sănătății consumatorului. Controlele urmăresc respectarea condițiilor sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor din toate târgurile de animale, piețele agroalimentare, unitățile de tăiere, procesare, depozitare, comercializare și unități de alimentație publică. Acțiunile de control vor avea în vedere în special animalele destinate sacrificării, carnea de miel, ouăle și produsele din ouă destinate consumului uman, laptele și produsele din lapte, peștele și produsele din pescuit. Carnea de pește este una dintre sursele principale de hrană și se caracterizează printr-un conținut ridicat în apă, 75-80%, un conținut relativ ridicat de proteine, 16-20%, cu o valoare biologică bună datorată conținutului în aminoacizi și o cantitate importantă de acizi grași nesaturați conținut în grăsime. Totodată, aceste substanțe nutritive constituie factori favorizanți pentru alterarea rapidă a acestui tip de carne. Conținutul bogat în sânge la nivelul branhiilor favorizează și determină începerea instalării proceselor alterative, începând cu acest nivel, astfel încât zicala că peștele de la cap se strică este confirmată științific. Drumul către mielul de Paște începe de aici, de când este crescut, de mic, până ajunge în farfuriile noastre cu ocazia acestei sărbători. Stăm de vorbă cu domnul Chierciu, da? Și Chierciustan, da. Din comuna Ștefan cel Mare, județul Călăraș, care practică această meserie, oier, de câți ani? Cam de 38. Câte oi aveți? În jur de 300. Și nu doar oi, că nu le-am văzut. Da, aveți și câteva capre. Sunt bune și alea. Ce rase creșteți? Ce rase avem? Carabaș, de teror mare format. Am avut și merinos, le-am vândut asta toamnă. O rasă rezistentă? Da, sunt bune și de lapte. Crește mielul mai repede decât altă oaie. Era greu toamna când trebuia să le aleg la berbec merinos cu aia, carabașa cu berbecuie, ca să fie fiecare cu originea ei. Și e greu, așa, țin o singură rasă și mai bună. Ați început să vindeți deja mie pentru Paște? Am dat câțiva mii la arabeștia care... Și piața cum este? Piața, cred că față de anul trecut n-ar fi o diferență, tot cam 200 și... tăiat. Și în viu a fost cam 220 anul trecut. Ce greutate are un miel? Pe când am dat cu 2 săptămâni a fost cam la 21 de kilograme în viu. Cât timp stați cu oile pe pășune? Păi... pe parcursul unei zile. A, dimineața de la 6 până seara la 8-9, acum timpul ăsta. Iar când se recoltează grâul din iunie, iulie încolo, până în octombrie, ne prinde și 12 noaptea pe câmp. La 4 dimineața, atunci că e vară și ne scurăm și le mugem, pleacă dimineața, că dacă nu mănâncă părăcoare oaia, nu. Și în afara furajului verde de pe pășune mai primesc și altceva nu, la hrană? Nu, acum nu. De exemplu, prima dată o să iasă mazărea de boabe și mai rămân pe urmă resturi, boabe, mai nu știu ce. La grâu mai rămâne spice, putere mănâncă. Iar iarna, ne asigurăm, luăm goze după la siluz, avem porumb, da, lucernă. Și anul acesta sacrificarea mieilor a fost aprobată în unități de abatorizare, dar și în spații amenajate temporar, situate în zone în care în anul precedent au mai fost înființate asemenea centre, nu sunt impuse restricții din motive de sănătate a animalelor, sunt respectate condițiile de igienă, sănătate și bunăstare, de gestionare a subproduselor de origine animală nedestinate consumului uman și de eliminare a deșeurilor rezultate în urma acestei activități. De asemenea, acțiunile sunt autorizate doar în perioada 11-19 aprilie, în intervalul orar 6-17,
și sub atenta supraveghere a medicului veterinar care va efectua examenul ante și post-mortem și poate dispune măsuri asupra cărnii astfel obținute. Carnea de miel sau de iet, care provine din unități autorizate sanitar-veterinar pentru schimburi intracomunitare, are o marcă de sănătate ovală, cu dimensiuni de 6,5 x 4,5 cm și următoarele inscripții. În partea superioară, țara de origine, respectiv România, cu majuscule, sau codul ISO al țării, în cazul cărnii din abatoarele românești. În centru, numărul de autorizare acordat de autoritatea veterinară a țării de origine, iar în partea de jos, abrevierea Comunității Europene. Carnea de miel sau de ied obținută prin sacrificarea la cererea consumatorului în locuri special amenajate temporar are o ștampilă rotundă cu diametru de 3,5 cm și următoarele inscripții. În partea superioară, România, cu majuscule, în centru, indicativul județului, urmat de numărul de autorizare al unității și numărul de identificare al medicului veterinar oficial care asigură supravegherea veterinară a unității respective, iar în partea de jos, precizarea, controlat sanitar veterinar, scrisă cu majuscule. Acordăm în perioada sărbătorilor o atenție sporită nu doar varietății sortimentelor alimentare, ci și calității acestora. O categorie spre care ne îndreptăm atenția este cea a alimentelor ecologice. Până ca aceste produse să ajungă însă pe masa noastră, testele prin care trec nu sunt puține. Află mai multe informații despre ce înseamnă ecologic în produsele românești de la doamna Bianca Preda. Suntem la ferma Auger Petruș din comuna Ștefan cel Mare, județul Călăraș, una din puținele ferme ecologice mixte din România și stăm de vorbă cu doamna Bianca Preda, coordonatorul cursului de operator pentru ferme ecologice mixte. Precizăm și care este diferența între o fermă ecologică obișnuită sau una mixtă? În primul rând, este o diferență foarte mare, având în vedere că agricultura ecologică presupune cu totul și cu totul alte norme de funcționare față de agricultura convențională. Dar ceea ce este cel mai important de spus este că în agricultura ecologică nu folosim niciun fel de îngrășământ chimic, niciun fel de aditiv, niciun fel de colorant și nicio altă soluție care să ne îmbunătățească recolta atât de mult încât să fie aproape incredibil de crezut. Agricultura ecologică se bazează pe regulile bunicilor noștri, când pământul era mai sigur și mai sănătos, și se bazează pe ceea ce noi știam dintotdeauna, dar odată cu revoluția tehnologică am început să uităm. Prin urmare, este un fel de întoarcere la normalitate, dar cu beneficii mult mai mari, pentru că după ani de zile de studiu, cercetătorii au văzut că terenurile sunt foarte afectate de culturile convenționale, dar mai precis de cele intensive, și agricultura ecologică devine din ce în ce mai importantă ca și prioritate atât pentru oamenii de rând care doresc să consume produse sănătoase, dar și pentru instituțiile europene și organizațiile internaționale care susțin ca viitor al agriculturii această formă de cultivare. Meseria de operator în ferme ecologice nu a existat. De cât timp? Nu a existat. Nu. A apărut. Ideea noastră a prins contur acum 2 ani de zile, când în urma unor cercetări am văzut că în România există în jur de 20.000 de operatori
care activează în agricultura ecologică. Ei sunt supuși unui proces de certificare și pentru prima dată, după foarte mulți ani, România a devenit net exportator de produse ecologice, adică balanța economică a fost pozitivă în sensul că exportăm mai mult decât importăm. Și în agricultura ecologică am reușit să facem această performanță. Din păcate, la o analiză mai atentă am observat că oamenii care activează în cele 20.000 de ferme certificate nu sunt instruiți. Nu numai că nu sunt instruiți, dar au în cartea de muncă inginer zootehnist. Adică nu, meseria lor nu reflecta pregătirea și ocupația. Ar fi cazul fericit, dar sunt și alte meserii. Sunt și alte meserii, într-adevăr, am câteva exemple în sensul ăsta, dar ceea ce ne-a preocupat pe noi a fost să realizăm niște sesiuni de pregătire pentru acești fermieri, prin care ei să aibă acces la informație, pentru că în agricultura ecologică avem o limită a informației. Este un domeniu atât de nou încât, ca în toate domeniile foarte noi, informația este un lucru prețios. Și atunci avem nevoie de modele, avem nevoie de tehnici, de ghiduri de bune practici și așa mai departe. Realizând aceste lucruri, am început demersurile pentru a vedea ce presupune înscrierea în codul ocupațiilor din România unei asemenea meserii. Și e adevărat, este un proces foarte greoi, dar am beneficiat de foarte mult sprijin din partea Ministerului Agriculturii, care printr-un departament specializat a făcut aceste demersuri la propunerea noastră, pentru că în sfârșit am găsit o instituție care să ne asculte, mai bine zis niște oameni într-o instituție care să ne asculte. Corect. Și în urma propunerii noastre, Ministerul Agriculturii a realizat importanța acestui demers și a făcut toate pregătirile necesare pentru instituirea acestei meserii. Cui se adresează cursul? Cursul se adresează până la urmă fiecărui om care dorește să mănânce sănătos și care realizează că în momentul în care deschide frigiderul trebuie să înceapă să trieze din lucrurile pe care le mănâncă. E adevărat, asta este obiectivul fiecăruia dintre noi, dar nu toți trebuie să fim fermieri. Prin urmare, cei care produc, cei care vor să producă sau cei care sunt interesați de producția în domeniul ecologic. Bănuiesc că până la consumator, inclusiv consumatorul ar fi interesat să știe ce trebuie să facă pentru că cum arată un produs ecologic. Grădina, dacă are o grădină la țară, nu trebuie neapărat să o cultive în sistem ecologic, adică să fie certificat. Dar noi îi putem da acele noțiuni de bază pentru ca el să știe cum să își cultive în mod sănătos o parcelă de pământ și să poată obține produse de calitate. De altfel, de aici denumirea de fermă ecologică mixtă. Are și partea de cultură și partea de creștere a animalelor în sistem ecologic. Pentru că, așa cum spuneam la început, există reguli diferite. Una este să crești, nu știu, o vacă sau un porc în curte la tine și să-l hrănești cu ce consideri tu. Alta este să le crești în sistem ecologic, unde furajele sunt controlate, sunt certificate, sunt inspecții de certificare care vin și verifică autenticitatea declarațiilor fiecărui fermier. Acest lucru ducând până la urmă la o mai mare siguranță a produsului vis-a-vis de consumator. Deci noi, pe de altă parte, dorim prin acest curs să promovăm agricultura ecologică și să informăm. Puțin ajutată din punct de vedere legislativ, foarte al subvențiilor. Până acum subvențiile au fost motivante pentru agricultori, pentru că fiind puțini, există un buget dedicat acestor subvenții care s-a împărțit la numărul de agricultori ecologici. Pe măsură ce numărul lor crește, subvențiile scad, pentru că bugetul rămâne același. De aceea am avut în acest an un declin al agricultorilor, pentru că anul trecut au fost, în 2012 s-au înregistrat 26.000, iar în 2016, în 2000,
13, s-au înregistrat doar 16.000, deci cu 10.000 de fermieri mai puțin care au intrat în conversie, pentru că subvențiile scăzuseră atât de mult încât nu le mai acopereau costurile. Concluzia fiind că până la urmă în agricultura ecologică au rămas cei care vor cu adevărat să facă din asta o afacere de viitor. Au și piață de desfacere pentru aceste produse? Este puțin mai complicat. Au și nu au. Pentru că au în sensul că fiecare fermier are o rază de distribuție locală, are clienți dedicați la care livrează pe bază de telefon. Există și câteva site-uri care vând aceste produse, dar cu toate acestea nu putem spune că distribuția în sistemul de agricultură ecologică din România funcționează. Nu există la momentul de față centre de colectare, nu există foarte multe sau atât de multe pe cât ne-am dori asociații profesionale care să colecteze produsele de la toți fermierii din zonă și apoi să-și creeze un lanț de distribuție. Ca în cazul laptelui. Și suntem încă în etapa de cunoaștere, de întrebare, de tatonare. Mulți dintre fermieri au reușit să obțină aceste răspunsuri. Deși toată lumea, dacă am întrebat acum, și-ar dori să consume un produs ecologic și ar fi primul pe care l-ar lua de pe raft. E adevărat, dar există și limita de preț în ceea ce privește produsele ecologice, pentru că ele sunt în medie cam de 3 ori mai scumpe decât cele convenționale. Chiar dacă noi ne-am dorit foarte mult ca toți consumatorii să consume produse realizate de fermierii români. Acesta este dezideratul nostru cel mai mare, având în vedere că mergem la supermarket și vedem foarte multe produse bio, puține dintre acestea sunt făcute de producători români. În momentul de față este un fenomen destul de dezamăgitor, i-aș putea spune, în agricultura ecologică. Românii exportă 90% din toată producția pe care o fac, dar o exportă sub formă de materie primă. Și atunci, prețul este mult mai mic. Prețul este mult mai mic. Și importă produse. Dar noi, consumatorul român, consumă în proporție de 70% produse venite din import. Prin urmare, noi cumpărăm gem ecologic, făcut cu fructe și fructe culese din România, care sunt cumpărate pe 1 euro, 2 kilogram, euro pe kilogram, 2 euro, importat tonă, la 10 euro pe kilogram. Exact. Și produsul finit. Le consumăm, da, cu un preț de 5, 6, 7 ori mai mare, doar din simplu motiv că în Franța, în Germania, care este o piață foarte bună pentru fermierii români, au procesare. Aici este veriga lipsă a agriculturii ecologice din România. Nu există foarte mulți procesatori. Mai bine se există foarte puțini. Și neavând această lipsa capacitate... Lipsa tehnologiei, a finanțelor pentru aparatură ar fi... Da, lipsa tehnologiei este o derivată strictă a lipsei finanțelor. Nu, fermierii nu au bani să investească în linii de producție și atunci linii de procesare și atunci producția este mai simplu să o exporți. Sunt foarte mulți fermieri care au deja întamate pe 2-3 ani culturile, le vând în Germania și de acolo așteptăm să vină produsele. De acolo vine grâu ecologic și cumpărăm foarte scump de pe rafturi. Avidina este un compus din albușul crud al oului, o glicoproteină produsă în oviduct la pasăre, reptile și amfibieni. În albușul oului de pasăre reprezintă 0,05% din totalul cantității de proteină, ceea ce înseamnă aproximativ 1,8 mg pe ou. Studiile au arătat că această proteină este termolabilă. La 70 de grade Celsius rămâne încă stabilă, în timp ce la peste 85 de grade Celsius începe să fie distrusă rapid.
Consumată în stare crudă, avidina leagă la nivelul organismului biotina, blocând efectul acesteia. Biotina sau vitamina H este o vitamină din complexul B, importantă atât pentru sănătatea organismului animal și, în egală măsură, cel uman. Intervine în metabolismul lipidelor, glucidelor și are rol esențial în sinteza de proteine și ADN. Inactivarea completă a avidinei se produce, indiferent de modul de preparare al oului, după o prelucrare termică de cel puțin 4 minute. Suntem la o fermă de păsări și înaintea Paștelui. Care ar fi diferențele între un produs, între un ou ecologic și unul provenit de la găini crescute convențional? Greu să identific. Este greu să cuantific sănătatea, în primul rând. Un ou poate fi la raft, un ou din agricultură convențională, îl găsim la raft, dar diferența este de starea găinii care l-a produs. Prin urmare, în agricultura ecologică sunt norme stricte vis-a-vis de spațiul pe care îl are fiecare găină și locul de unde ea își asigură elementele nutriționale. Prin urmare, o găină crescută în cușcă, care nu are acces la lumină naturală, care nu beneficiază de nutrienți potriviți pentru a-i asigura sănătatea, nu are cum să facă ouă sănătoase. O găină care este injectată cu diverse substanțe de creștere. În mod normal, ceea ce primește în hrană se transmite nu numai organismului, ci și produselor provenite de la Închipuiți-vă acel animal. Că atunci când eram noi mici, așteptam pentru ca o găină sau un pui de carne să crească, așteptam în jur de 60-70 de zile. Nu știu că nu sunt chiar un expert în domeniu, dar acum pui se maturizează în 20 de zile. Este fizic imposibil fără niște adjuvanți și atunci lucrurile astea se văd în primul rând în calitatea produsului, ceea ce înseamnă carnea de pui, oul de pui. Care este mai bogat în substanțe nutritive, oul alb sau oul roșu? Culoarea cojii oului nu influențează calitățile nutritive ale acestuia și nici nu are legătură cu calitatea gălbenușului. Alimentația găinii are însă un rol important în calitatea celor trei componente, albuș, gălbenuș și coaș. Astfel, compoziția, culoarea, consistența gălbenușului depind de hrana consumată de pasăre cu 6-7 zile înainte de căderea foliculului în oviduct, în timp ce volumul, consistența albușului, compoziția chimică a cojii depind de hrana primită de păsări în ultimele 24 de ore. Formarea cojii durează aproximativ 18-20 de ore. Din cele 4-5 grame carbonat de calciu utilizate pentru formarea cojii, 1 gram se depune ziua și 3-4 grame se depun noaptea. De asemenea, un conținut crescut de caroten în hrana păsărilor contribuie la intensificarea culorii galbene a gălbenușului, atât de apreciată de către gospodine. Ca să avem certitudinea că ceea ce luăm de pe raft este un produs ecologic, trebuie să verificăm câteva informații furnizate de ambalajul acelui produs. Ce trebuie să citim pe un ambalaj provenit de la ouă, de exemplu, ca să avem certitudinea că ouăle respective provin de la găini crescute în sistem ecologic și nu convențional? Este foarte simplu, există o siglă care este acceptată la nivel european și pe care este obligatoriu să o găsiți pe toate produsele certificate ecologic din România. Această siglă este AE, un A și un E într-un cerc, alături de o siglă certificată a Uniunii Europene. Pe această siglă trebuie să fie un număr
care să conțină literele ECO și urmat de câteva cifre care ne arată că acest număr de înregistrare este al unui producător care are toate autorizațiile necesare pentru ca el să distribuie produse certificate ecologic. Desigur, acest număr de înregistrare, dacă consumatorul dorește să afle mai multe despre producător, îi poate furniza informații despre organismul de certificare, despre producător. Și aceste informații le află de unde? De pe internet. Pe internet, mai precis pe site-ul Ministerului Agriculturii, este o rubrică dedicată agriculturii ecologice, unde veți găsi o listă cu toți producătorii români certificați sau în conversie, adică în perioada pre-certificare, care sunt autorizați pentru a comercializa produse ecologice. Din experiența pe care o aveți, produsele pe care le procurăm de la piață, direct de la țărani, cât de ecologice sunt? Practic, această siglă ne spune nou următorul lucru. Este un produs bun, este un produs sănătos și este un produs pe care cineva, un organism de certificare, l-a verificat. Același lucru putem să spunem și despre produsele de la țărani, doar că ele sunt gustoase, probabil sunt sănătoase, cel mai probabil nu s-au folosit metode agresive cu terenul sau cu producția în general, dar lipsește această ultimă verificare din partea unui organism și, practic, autorizat. Certificare. Nu există certitudinea că cineva a stat și a supervizat lucrările din acea fermă sau din grădina țăranului pentru a ne asigura pe noi consumatorii că acel produs este realizat conform standardelor. Mai ales că există situația în care țăranul respectiv nu folosește fertilizanți, folosesc vecinii, mulți sunt solubili în sol. E adevărat, apa este o problemă. O gospodărie la alta și chiar și atunci, în situația în care familia respectivă, gospodăria respectivă nu a folosit îngrășăminte pentru cultivarea plantelor, există riscul ca plantele respective să ia din sol, de la vecini, astfel de substanțe care ulterior ajung în produse. Sunt foarte multe exemple de genul acesta, mai ales că la piață nu poți să ai întotdeauna certitudinea că este că țăranul care comercializează acele produse le-a și recoltat de la el din fermă. Poate că le-a adus de la vecin, poate că este un alt vânzător în locul lui. Nu ai siguranța și nu ai siguranța, în primul rând, a certificării și în al doilea rând, a trasabilității produsului. Nu știi în ce condiții a fost depozitat până când a ajuns la piață. Nu ai siguranța că un lapte a fost ținut corespunzător, conform tuturor normelor, în condiții de siguranță alimentară. Prin urmare, riscul de a te îmbolnăvi este ceva mai ridicat în acest caz. Nu spun că produsele de la piață nu sunt bune. Desigur, sunt foarte multe familii care consumă de zeci de ani de la țărani și nu contest. Cursa. Și nu contest, da, beneficiile acestui tip de agricultură tradițională. Pe de altă parte, un punct foarte important, în opinia mea, este că, în afară de produsele ecologice, avem la îndemână și produsele tradiționale, care încep și ele să aibă o certificare proprie, o recunoaștere proprie. Dar, repet, este mai sigur... Și am început cu pâine, evident, probabil se va continua cu... Cu pâine, cu gem, noi avem foarte multe cunoștințe care acum, dintr-o fermă ecologică, unde au cultivat în sistem ecologic, au început să facă zacuscă, să facă produse mini, produse finite, dar care ele nu sunt încă certificate.
și atunci sunt comercializate într-o zonă de sănătate, mai bine zis. Dar, repet, fără această siglă care să ne ateste că produsul este certificat, există încă foarte multe întrebări pe care consumatorul și le poate pune vis-a-vis de produsele respective. Prin urmare, ce ați recomanda consumatorilor, telespectatorilor, acum înainte de Paște? Le-aș recomanda să, în primul rând, să... Cred că toată lumea așteaptă să facă un cozonac pufos, gustos. Da. Da, din păcate, din proprie experiență, nu întotdeauna făina bio îți oferă cele mai... Și ouul ecologic. Și ouul ecologic. Sunt cheia succesului pentru un bun cozonac. Exact. Dar, pe de altă parte, depinde ce ne dorim mai mult. Să avem cozonacul frumos pe masă, cu toți aditivii de rigoare, sau să consumăm un cozonac care poate că nici la gust nu este chiar așa de savuros, dar știm sigur că organismul nostru beneficiază de o mai mare... De substanțe nutritive, în primul exact. Rând, sănătoase. Mai ales sănătoase. Și naturale. Și sigure. Cred că, până la urmă, asta este cea mai importantă parte a agriculturii ecologice, siguranța. Cursanților pentru certificare ca operatori în ferme ecologice mixte este proprietarul fermei Auger Petruș, un bine cunoscut fermier din județul Călăraș. Da,
stăm de vorbă cu domnul Aurel Petruș, proprietarul fermei Auger Petruș din județul Călăraș, o fermă ecologică mixtă, cunoscută crescătorilor de păsări în special, dar și producătorilor de produse ecologice din țară. De cât timp aveți această pasiune? Deci totul a început în anul 2000, când am făcut pasul către agricultura ecologică, în urma unui proiect finanțat din Uniunea Europeană. Am beneficiat de acest proiect și am făcut pasul către agricultura ecologică. La început cu o suprafață mai mică, în jur de 200 de hectare, ajungând la ora actuală să cultivăm în sistem ecologic peste 1300 de hectare. Fiind culturi de ce plante? Deci cultivăm, pot să spun, aproape totul, referindu-mă la cereale păioase, leguminoase, plante tehnice, și am putea enumera dintre ele grâu, orz, porumb, floarea soarelui, mazăre, soia, rapiță, camelină și in de ulei, mai nou. Și în privința creșterii păsărilor? Activitatea de creștere a păsărilor este nouă, de aproape 3 ani, de când am început acest proiect. Avem la ora actuală 3 hale de păsări, cu 3.000 de păsări în fiecare. Am vrut să facem pasul de la produsul neprelucrat la produsul finit, adică ou, să ajungem direct pe piață cu un produs sub marca noastră. Și este deja cunoscut ca produs ecologic? Mă bucur că suntem alături cu oul nostru, alături și de alți producători din țară. Suntem totuși mai mici ca mărime. Aprovizionăm piețele din București și Constanța. Încă nu am reușit să intrăm și pe linia supermarketului. O mare provocare pe care ați avut-o în creșterea păsărilor în sistem ecologic, care a fost? Știm cu toții că, cel puțin în privința asigurării necesarului proteic, există un standard. Și mai ales dacă ne referim la păsările crescute ecologic, problema devine deja acută. Da. Cum asigurați acel nivel proteic, care într-adevăr la păsări nu este foarte ridicat, cum reușiți să-l asigurați prin furajele, în primul rând cred că furajele pe care le cultivați, sau cu siguranță doar furajele pe care le cultivați? Deci, trebuie să subliniez faptul că furajul este făcut în fermă. Absolut toate ingredientele de bază sunt din fermă, produse în fermă, iar nivelul proteic am reușit să-l facem prin fulfetarea soia, și în combinație cu mazărea, în combinație cu jrotul de floarea soarelui, în combinație cu semințele de in, putem să spunem că nivelul proteic este asigurat perfect, exact cum trebuie. Și în privința sistemului de creștere? Aici regulile sunt foarte clare. Sunt regulile ecologice, sunt regulile care trebuie să respectate, care marea majoritate a crescătorilor le știu. Nu ai voie pe o exploatație, pe o hală, să ai mai mult de 3.000 de păsări. Este nevoie de un spațiu exterior, 4 metri pătrați pentru fiecare găină. Lucrurile sunt foarte clare și bine reglementate. Prospețimea oului se poate determina ușor. Oul proaspăt fier se curăță mai greu comparativ cu oul mai vechi. În stare crudă, prospețimea se determină prin scufundarea oului într-un vas cu apă, în care s-au adăugat 2-3 linguri de sare. Dacă oul se ridică la suprafață și plutește, este cu siguranță vechi. Oul este unul dintre cele mai hrănitoare alimente și cu o valoare biologică ridicată a proteinei. Astfel, un ou de greutate medie, 53-63 de grame, este echivalent ca valoare calorică
cu 70 de grame mușchi de vită, 50 de grame lapte de cocos, 40-50 de grame brânză de vaci sau 100 de grame de cod. Ce ați recomandat telespectatorilor acum înainte de Paște? Legat de consumul și de folosirea acestor produse tradiționale, produse ecologice, pentru că există o mare diferență între cele două categorii. Eu remarc cu mare cu mare bucurie că consumul de ouă ecologice în ultimii ani a crescut foarte mult. Deja piața din România este deja sensibilizată, oamenii au reușit să înțeleagă și să facă diferența între produsele convenționale și produsele ecologice. Știm cu toții că în această perioadă consumul de ouă va crește, este normal. Faptul că oamenii au de ales între un produs ecologic și un produs convențional este un lucru bun. Există și în România acest produs. Din păcate, referindu-mă la alte produse care ar trebui să fie și în România, ele încă nu se găsesc în totalitate. Piața este totuși în creștere. Oamenii deja conștientizează că produsul ecologic este un produs cu buletin, l-aș numi, un produs cu o trasabilitate clară, un produs care este certificat și un produs care are anumite calități față de produsul convențional. Care sunt principalele produse care ies pe porțile fermei dumneavoastră? În primul rând sunt cerealele și plantele tehnice. Marea majoritate se regăsesc atât pe piața din România, la alte ferme certificate ecologic, dar marea majoritate a semințelor pleacă către Uniunea Europeană, către parteneri din Germania, unde vindem, zic eu, foarte bine floarea soarelui, inul de ulei, camelina, rapița, porumbul, mazărea. Deci partenerii există. Remarcăm cu mare plăcere că piața este într-o continuă creștere. Comenzile sunt foarte mari. Există comenzi, nu există, din păcate, ofertă ca să acoperim această cerere în continuă creștere. Și alte produse? Alte produse, deocamdată, nu avem. Ne gândim și la o procesare pe viitor, dar până atunci rămânem numai la faza de producție. De ouă. De ouă și de celelalte produse cerealiere. Changing your heart. Oh, you know who you
sfintele sărbători pascale să vă inunde sufletul de pace și credință, să vă umple casa de belșug și lumină și să vă aducă mai aproape de cei dragi. Întreaga echipă a Academiei Veterinare vă urează un Paște fericit! Vă așteptăm și miercurea viitoare, la aceeași oră, 9:30, când vom prezenta și alte aspecte din activitatea studenților, a cadrelor didactice și a colaboratorilor acestora, precum și o nouă serie de informații utile de dresaj canin. Până atunci, ne puteți adresa întrebări în scris la adresa academiaveterinara@tv-h.ro. Pe săptămâna viitoare!